Scandalul gunoaielor din sectorul 1 ia amploare. Primarul Clotil Darman și firma de salubrizare se acuză reciproc pentru dezastrul de pe străzi. Edilul cere instituirea stării de alertă din cauza faptului că nu se mai ridică gunoiul, iar prefectul Alin Stoica spune că se află în consultări cu autoritățile sanitare și cu cele de mediu. Octavian Berceanu, șeful gărzii de mediu, a mers să vadă situația din cel mai mare sector al capitalei. Ce a constatat ne spune chiar acum. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună ziua! Ce ați găsit în urma vizitei dumneavoastră? Deșeurile stradale sunt abandonate. Din fericire, nu am avut temperaturi prea mari de 28-32 de grade specifice momentului de început de iunie și asta înseamnă că nu au început să fermenteze aceste deșeuri, dar totuși au fost ploi peste deșeurile respective și au început să curgă zeamă din aceste deșeuri miroase. Acum sunt la câteva sute de metri de o stradă îndesată cu deșeuri din sectorul 1 și, din păcate, aceste lucruri ar fi trebuit tranșate de mult și în instanță și în fața autorităților. Garda de mediu a început un control încă de miercuri privind salubristul din sectorul 1. De luni vor intra în control toți ceilalți salubriști din capitală și primăriile de sector și primăria generală pe această temă de mediu, legată de mediu. Și alte instituții care se ocupă de sănătate publică ar trebui să înceapă să demareze și ele controale. Ne vom uita atent, garda de mediu, comisari, ne vom uita atent dacă sunt constituite elementele pentru plângeri penale, pentru că situația este destul de gravă din punctul nostru de vedere, mai ales al protecției mediului și a sănătății cetățenilor. Legislația spune de altfel că autoritatea publică locală trebuie să intervină pentru menținerea unei stări corespunzătoare de salubritate a teritoriului pe care îl administrează. Pe de altă parte, există un precedent periculos care a devenit repetabil, văd, și în garda de mediu noi nu ne dorim ca acest lucru să se mai întâmple în viitor. De asta am demarat controle și vom trage niște concluzii în primele zile ale săptămânii viitoare. Ce sancțiuni ar putea fi aplicate? Pentru că, exact cum spunea și dumneavoastră, vedem la sectorul 1, cel puțin la câteva luni, situația se repetă și au de suferit locuitorii și, slavă Domnului, exact tot așa cum spuneați, a fost destul de frig afară. Ce s-ar fi putut întâmpla dacă afară era cald? Vă dați seama pericolul care îi viza pe cetățeni. Așadar, ce sancțiuni ar putea fi aplicate, eu știu, pentru firma de salubritate? Sancțiunile ajung până la 100.000 de lei, dar ele pot fi plătite jumătate din minim în 15 zile, dar vorbim de cel mai bogat sector din București și poate cea mai bogată entitate administrativă din țară și vorbim de asemenea de unul din cei mai importanți salubriști din țară. Sancțiunile nu cred că îi deranjează foarte mult, că îi afectează foarte mult, să fie în realist. Ceea ce ar putea afecta ar fi poate niște plângeri penale vis-a-vis de modul în care satisfac nevoile esențiale ale cetățenilor și în baza acestor plângeri penale, dacă avem elemente, alte instituții ale statului să demareze anchete mai minuțioase. Dar instanța de asemenea ar trebui și ea să studieze și să vină cu niște decizii vis-a-vis de astfel de incidente, pentru că nu dorim să se repete sub nicio formă. Aveți cumva informații cum ar fi probleme și în alte sectoare, nu neapărat problema gunoaielor, poate alte probleme legate de mediu? Sunt probleme de mediu majore la nivelul Bucureștiului, de la modul în care sunt curățate străzile. E de ajuns să ieșiți pe stradă și să vedeți că în unele zone praful de două degete la marginea șoselei, la rigolă, ceea ce e inadmisibil și tot praful ăsta îl inhalăm. Sunt probleme vis-a-vis de modul în care avem un registru al spațiilor verzi, aproape inexistent. Sunt probleme de cum ar fi modul în care este sortat deșeul. Avem contracte între salubriști și administrațiile, asociațiile de locatari foarte puține. De asta ne îngropăm în deșeuri, pentru că nu facem sortarea. În vest se aruncă pe groapă 10-20%. Noi nu reușim în București să facem colectare selectivă pentru 15%. Asta e diferența enormă între România și restul țărilor din Uniunea Europeană. Spuneați totodată că de luni vor începe aceste controle și la alte sectoare. Când se vor încheia și dacă vor fi reluate la un anumit interval de timp?
Ele sunt periodice, intră în tematica noastră. Pentru asta suntem plătiți de către cetățeni, să verificăm în modul în care entitățile private și administrațiile locale își fac treaba. Doar că acum apăsăm un pic pe accelerație, pentru că situația asta nu dorim să devină una generalizată la nivelul Bucureștiului. Bucureștiul suferă de pe urma lipsei stațiilor de sortare, a sortării efective a deșeurilor și a implicării autorității publice locale și a salubriștilor în colectarea selectivă la nivelul cetățeanului.